Iată că s-a întâmplat minunea și, în sfârșit, după o așteptare de mai bine de un an, Palantir este acceptată în SP500. Dar cine este această companie, Palantir, și de ce ar trebui să te intereseze pe tine? Și, în cazul în care te interesează această companie, ce se va întâmpla cu prețul pe acțiune în următoarea perioadă? Te salut, Cristian Trebuieu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și, astăzi, aș vrea să discutăm despre una dintre companiile cele mai iubite de investitorii de retail, o companie pe care și eu o am în portofoliul meu personal și este vorba despre Panantiric Technology. Această companie se zvonește că va intra în S&P 500 de mai bine de un an de zile, adică această știre este așteptată cu mare interes de investitorii de retail. Și în sfârșit se pare că a apărut această acceptare în S&P 500. Când va intra Palantir în S&P 500? Păi, în data de 23 septembrie, Anul acesta, adică la sfârșitul lunii, Palantir va fi în sfârșit în indicele reprezentativ al bursei americane. Odată cu intrarea în SP500, bineînțeles, și compania ar trebui să primească un flux de capital în următoarea perioadă. Dar până să ajungem să vedem ce flux de capital va primi compania, haideți să vedem ce face această companie, cu ce se ocupă. Dacă intrăm pe site-ul oficial al celor de la Palantir, observăm că această companie se ocupă cu inteligența artificială și nu cu orice tip de inteligență artificială, ci mai degrabă cu eficientizarea și optimizarea deciziilor sau a procesului de a lua decizii. Acum, această companie să știi că are clienți foarte diversi, adică are ca și clienți alte companii din industrie asemănătoare, dar are ca și clienți și state Asta înseamnă că are o diversificare destul de mare în portofoliul de clienți. Mai mult decât atât, produsele pe care le vinde compania au tendința să dea dependență pentru clienții lor. De ce? Pentru că, în momentul în care tu folosești un produs care îți eficientizează procesul de decizie și îți scade costurile cu 20-30%, păi este practic imposibil să mai renunți la acest produs. Este foarte asemănător și cu ce se întâmplă în statele care sunt clienții acestei companii. Adică să nu crezi că doar alte companii devin dependente de Palantir, ci și statele devin dependente de Palantir, pentru că statele au nevoie să folosească produsele pe care le vin de Palantir, mai ales în zona armatei și în timpul războaielor. Și bineînțeles că în momentul în care ești într-un război, vrei să iei deciziile cele mai bune, dar și cele mai rapid. CEO-ul companiei se cheamă Alex Carp. Este un băiat destul de inteligent, l-am văzut în foarte multe interviuri, îmi place cum vorbește atât despre companie, dar îmi place cum vorbește și despre viitorul companiei, care este foarte important, mai ales pentru o companie care de-abia intră în S&P 500. Și atunci, dacă această companie va intra în S&P 500 la sfârșitul acestei luni, ce flux de capital va primi această intrare? Păi, haideți să calculăm, să vedem cât va reprezenta Palantir din S&P 500. Ei bine, astăzi, Palantir are o capitalizare de piață de 68 de miliarde de dolari. 68 de miliarde de dolari poate însemna o sumă destul de mare, dar când o raportăm la SP500 și vedem că SP500 are o capitalizare de 45 de trilioane de dolari, 68 de miliarde nu mai sună atât de mult. Și atunci, haideți să vedem cât ar trebui să însemne aceste 68 de miliarde din cele 45 de trilioane cât reprezintă S&P 500. Dacă facem aici o împărțeală, observăm că Palantir ar trebui să însemne 0,15% din S&P 500. Este mult, este puțin? Păi dacă comparăm cu Nvidia sau cu Apple sau cu Microsoft care reprezintă 5-6% din S&P 500, nu este un procent foarte ridicat. Doar că pentru o companie care este la început în S&P 500 este un procent foarte, foarte bun. Dar cât va reprezenta din acest procent în realitate bani care vin către Palantir? Păi, în acest moment se pare că fondurile de investiții care investesc în replicarea indiciului S&P 500 investesc aproximativ 2 trilioane. Fix 2 trilioane? Nu. Undeva pe la 2, poate mai mult, poate mai puțin. Nu există o informație oficială, clare despre suma pe care o investesc fondurile de investiții în S&P 500, dar undeva pe la 2 trilioane atunci, din aceste 2 trilioane, câți bani vor veni către Palantir? Păi dacă înmulțim cele 2 trilioane cu 0,15% cât va reprezenta Palantir din S&P 500, obținem o sumă de 3 miliarde 22 de milioane 200 de mii de dolari. 3 miliarde. Cum? Această sumă de 3 miliarde, bineînțeles, trebuie să o raportăm la capitalizarea de astăzi a companiei. Și atunci o să luăm această sumă de 3 miliarde și o să împărțim la capitalizarea de astăzi a companiei și o să obținem o creștere a capitalizării de 4,44%. Și o să spui, bine o Cristi, ce dita mai știrea acum 4,4% creștere de capitalizare? Păi asta este creștere. Păi să știi că o creștere a capitalizării de 4,4% nu este neapărat importantă pentru momentul de acum pentru că astăzi compania încă nu a intrat în S&P 500. Și dacă compania nu a intrat în S&P 500, de astăzi până în momentul în care compania va intra în S&P 500, lucrurile se mai pot schimba. Și atunci întrebarea este felul următor. Asta înseamnă că prețul pe acțiune va crește cu 4,4% după ce va intra în S&P 500 compania? Nu neapărat. Pentru că dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu prețul pe acțiune imediat după ce a fost lansat acest raport oficial, observăm că compania a crescut deja cu 7,85%, în condițiile în care încă nu este în SP500. Mai avem câteva săptămâni până când Palantir va intra în SP500. Și atunci, de ce a crescut prețul pe acțiune atât de accelerat într-o perioadă atât de scurtă de timp? Pentru că sunt foarte mulți investitori care acum află de Palantir investitor la început de drum, dar și fonduri de investiții care acum iau în serios compania, și în momentul în care se face raportarea oficială și se acceptă această companie în indicele SP500, sunt foarte mulți oameni care vin să cumpere compania anticipând momentul de intrare, momentul fiind sfârșitul acestei luni. Și atunci, din momentul acesta până la sfârșitul lunii, până când va și intrarea oficială în S&P 500, ce se va întâmpla cu prețul pe acțiune? Păi, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Tesla în momentul în care a fost acceptat în S&P 500, să vedem dacă a crescut sau a scăzut prețul pe acțiune, poate se va întâmpla ceva similar și cu Palantir. Și haideți să ne uităm pe Tesla să vedem ce s-a întâmplat. E bine, în data de 16.11.2020, s-a lansat știrea că Tesla va fi acceptată în S&P 500. La momentul acela, prețul pe acțiune era 130 de dolari. Însă, momentul în care Tesla a intrat în S&P 500 a fost la sfârșitul lui 2020, adică pe 21 a 12. De pe 16 a 11 până pe 21 a 11, prețul pe acțiune a crescut și a crescut accelerat. Cât de accelerat? Pe cu 76%. Adică de la 130 de dolari pe acțiune, prețul pe acțiune a crescut până pe la 230, 220 de dolari pe acțiune. S-a oprit acolo? Nu, a crescut în continuare până la 250, 300, până la 400 de dolari pe acțiune. Adică din momentul în care Tesla a fost acceptată în S&P 500, prețul a continuat să crească. Problema este că compania Tesla, între timp, a încetat să mai crească. Adică să și mai crească vânzările, să își mai crească profiturile. Și din această cauză, astăzi prețul pe acțiune este la 210 dolari pe acțiune. Adică dacă ai fi cumpărat Tesla fix când ai intrat în S&P 500 și ai fi ținut până astăzi, ai avea o creștere de 0. Da? Și atunci se va întâmpla același lucru și cu Palantir? Păi depinde. Depinde foarte mult de tipul clienților pe care le are această companie. Tesla, de exemplu, Vinde produse direct către consumatorul final, adică către mine și către tine. Palantir nu vinde nimic către consumatorul final, nu este influențat în mod direct niciodată de către economie în general, pentru că întotdeauna Palantir va avea ca și clienți companii și state. Și companiile și statele vor dori întotdeauna să ia decizii mai bune, mai eficiente și mai rapide. Și atunci întrebarea este, ar trebui să începi să cumperi Palantir acum, în cazul în care nu ai în portofoliu tot personal? Ar trebui să cumperi acum Palantir? Păi depinde. Depinde în primul rând de profilul tău la risc și cât de mult ai analizat compania înainte. În cazul în care nu știi astăzi care este profilul tău la risc, nu ai analizat de rog compania, poate nu este astăzi cel mai bun moment să o cumperi, pentru că astăzi compania pare destul de scumpă adică are un PI de 178. Este un PI foarte ridicat. În comparație, Apple are un PI de 30 și Apple este o companie uriașă. Microsoft tot cam pe acolo. Și atunci, astăzi, compania este foarte scumpă. Dar asta nu înseamnă că prețul pe acțiune nu va continua să crească de acum înainte. După cum am văzut la Tesla anterior, Prețul pe acțiune a crescut destul de accelerat din momentul în care s-a anunțat că Tesla va intra în S&P 500. Se va întâmpla același lucru și cu Palantir? Cel mai probabil. Și dacă se va întâmpla similar cu Palantir cum s-a întâmplat cu Tesla, atunci poate reprezenta un moment bun de a face trading pe Palantir. Eu nu spun acum că tu trebuie să faci trading, dar poate să reprezinte un moment bun de a face trading. Și atunci, eu mai cumpăr astăzi Palantir? Eu am deja Palantir în portofoliu meu, mai cumpăr astăzi? Pentru mine astăzi Palantir este de hold. De ce este de hold pentru mine? Pentru că în portofoliu meu Palantir reprezintă deja mai mult de 5%. Și în portofoliul meu toate companiile sunt între 5 și 10%. Palantir deja respectă acest criteriu și eu astăzi nu mai am de ce să cumpăr. Mai mult decât atât, eu am cumpărat la prețuri foarte mici. Am cumpărat, am un preț mediu de achiziție undeva pe la 7-8 dolari pe acțiune. Dacă aș cumpăra astăzi, mi-aș crește foarte mult media de achiziție. Asta nu înseamnă că astăzi nu mai este un moment bun de achiziție. Doar că eu astăzi am deja o poziție construită și în momentul acesta nu am de ce să vin să mai adaug. Asta nu înseamnă că și tu trebuie să faci același lucru ca și mine. Ba mai mult decât atât, în cazul în care îți place compania, ai analizat-o și consider că astăzi este un moment bun de achiziție, poți să să-ți crești posesia și să aștepți creșterile viitoare. Și deci acestea fiind spuse, în cazul în care ți-a plăcut videoul și l-ai găsit de ajutor, te rog, lasă-ți aprecierea apăsând butonul de like și abonează-te la canal apăsând clopoțelul ca să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload.